Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură, prin centrele județene, informează că a început plata aferentă ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada ianuarie-martie 2019. Potrivit APIA, suma totală plătită este de peste 129,2 milioane lei pentru un număr de 12.783 de beneficiari și o cantitate de motorină totală de peste 68,15 milioane litri. Valoarea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei per litru.